Pentru intervenția rapidă au fost constituite 40 de echipe de intervenție dotate cu vome, vidanje și pompe de mare putere, ce vor asigura permanența în toată această perioadă, atât în municipiul Constanța, cât și în județ. Compania de apă îi asigură pe abonați că echipele de intervenție vor depune toate eforturile pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare la parametri optimi. Singurele probleme care pot apărea în funcționarea sistemelor de distribuție apă și canalizare și care nu țin de operativitatea echipelor de muncitori sunt cele legate de lipsa energiei electrice. În aceste condiții, cetățenii sunt rugați să dea dovadă de înțelegere, pentru că Raja va face tot ce este necesar pentru reluarea alimentării cu apă, imediat ce sunt rezolvate problemele apărute în furnizarea energiei. În cazul apariției unor probleme privind alimentarea cu apă potabilă sau la sistemul de canalizare, pot fi făcute sesizări la dispeceratele societății, după cum urmează. Pentru județul Constanța, la telefon 0241 66 4444, pentru județele Ialomița și Călăraș, la telefon 0243 36 1770.